La Bulevardul Dacia, în urli, în special în urli de vârf, transportul de capacitate mare se supraîncarcă și aici trebuie să venim cu ajutor. Soluția Direcției Transport este să restabilească mai multe rute de microbuz care anterior au circulat pe Bulevardul Dacia. Săptămâna aceasta, modificările urmează să fie coordonate cu primarul Capitalei. Se știe cu siguranță că microbuzele de pe ruta 103 sau 166 vor circula pe itinerariile vechi. Ruta 103, conform itinerarului care a fost stabilit, circulă pe 31 august până în strada Ciuflea. Acum propunem 31 august, Ismail, Ștefan cel Mare, pe strada Bogdan Voivod se creează ambuteiaje foarte mari. O să redirecționăm anumite linii pe strada Kiev, 184, 186, 166. Sunt probleme în sectorul Rășcani de supraconcentrare a traficului pe o stradă. Și atunci noi trebuie să-l descongestionăm. S-a putut analiza, să facă... Domnișoare, deci s-a analizat, însă întotdeauna există realitate, situația care este reală. Începând cu 1 noiembrie, microbuzele din capitală au fost scoase de pe străzile principale ale orașului, astfel încât noile itinerare să nu dubleze traseele troleibuzelor și autobuzelor. În urma reformei, mai mulți locuitori ai capitalei s-au plâns că ajung greu la serviciu și au depus sesizări la Direcția Transport.